Regăsit. Aș avea nevoie de un voluntar. Noroc, nu! Cine poate ști? Stai să mă întreb. Aș avea nevoie de tine, Mihai. M-am plecat în adonă de fiecare. Să vii aici. Și să stai în picior. Bun. În această seară, aș vrea să vă vorbesc despre răbdare. Deja așa pierdut răbdare. Întotdeauna, răbdarea este ceva ce noi nu putem să ne dăm seama. Dar este ceva ce trebuie să avem în vedere. Nu mi-a spus care picior, te rog. Pentru tine, până acum, asta e mai departe sau bomba. O să schimb picioare. Atunci când simțim că avem o tensiune în noi, atunci este punctul când răbdarea nu ne mai ajută. Și atunci aș vrea să vă povestesc în această scurtă prezentare trei metode, să zic așa, trei căi prin care putem să fim noi mai siguri de noi înșine. Să fim mai siguri că răbdarea este ceea ce putem să o folosim. Cât timp stă Mihai, aș vrea să mi-a dau o bomboană, când toată răbdarea e. Și aș vrea să continui cu prima idee, care spune că atunci când suntem într-o situație în care ne putem pierde răbdarea, înseamnă că nu acordăm destul timp acelui lucru. De aceea, aș vrea să notez prima idee, care spune totul are nevoie de timp. Timpul contează. De ce? Pentru că un lucru făcut așa nu este unul important. În momentul în care noi așteptăm ca să se întâmple un lucru doar pocnind în degete, atunci devenim nerăbdători. Dar dacă luăm pas cu pas, dacă încercăm să vedem fiecare lucru pe care îl vedem, să-i vedem importanța, atunci realizăm că, de fapt, noi ne folosim de răbdarea noastră pentru a ajunge la un anumit țel. Mihaia, pentru răbdarea ta, am să dau și a treia și eu să-ți mulțumesc foarte mult pentru că ai fost foarte răbdătoare. Continuă! Aceasta este prima idee pe care aș vrea să o folosim. A doua idee este un mic scenar. Și o să mai am nevoie de încă un voluntar. Hai să vezi. Nu mai vine nimeni. Ok. Hai mă, că vin eu, tot eu. Hai, vin eu. La Loredana. Bun. Că e prima oară? Loredana, hai. Claudiu. Lasă pe Loredana. Sau? Hai, Loredana. Hai, dar ești pe topuri, îmi pare rău pentru tine. Nu, nimic, că stă jos. Aaaa, scaure! Da. Oportunitatea, cu scaure. Am și cât timp eu o să povestesc, să-i dau ce bine ți-am dat, să știi despre ce e vorba. Și mă scuzați, mi-am uitat foaia aici. Deci era ceva important. A doua parte, a doua idee pe care eu aș vrea să vă prezint, este faptul că nu reușim să acordăm importanța fiecărui lucru. De ce? Pentru că avem o grămadă de lucruri pe care le facem, dar nu știm să le prioritizăm. Asta este important. Avem treburi care uneori pot fi amânate, dar dacă vin alte lucruri mai importante pe care le considerăm mai târziu importante, în același timp devin irascibili. Și acum o să vă prezint un mic mică demonstrație. Care ea are treabă, la laptop. Și vine și întreb. Mami, de ce sunt oamenii răi? Ce-ai spus? De ce sunt oamenii răi? Ce-ți vine acum cu întrebarea asta? Nu vezi că am treabă. De ce trebuie să ajutăm? Să ajutăm? Păi, uite, dacă m-ai lăsa puțin, aș termina ce am de făcut. De ce trebuie să facem bine? Pe bune acum, nu vezi că am treabă. Nu pot să vii mai târziu. Ce este rău? Răul este ce faci tu mie acum, că am treabă și nu mă lași în pace. Ați văzut? Aceasta este lipsa acordării prioritizării. Lipsa prin care noi, modul prin care noi arătăm că nu știm să prioritizăm lucrurile. Nu știm să punem ce este mai important în acel moment pentru dezvoltarea noastră și pentru dezvoltarea celor din jur. Lucrurile acestea poate par insignifiante în acel moment, dar pentru
dezvoltarea unui copil, în acest caz, este foarte importantă. Îți mulțumesc! Așa cum ziceam, este importanța fiecărui lucru pe care îl facem. Și al treilea mod prin care aș putea să vă arăt cât de importantă este răbdarea, este tot printr-o schemă, printr-un moment scurt, din care aș avea nevoie de încă un voluntar, bărbat. Nu, Claudiu, nu te-i pală, nu te-i pală. Scria, așa, da. Ia-l, picioare sau ia-l. Nu ai noroc. Nu ai noroc. Al treilea lucru pe care noi trebuie, de care noi trebuie să ținem cont, este faptul că trebuie să vedem că noi am făcut aceleași greșeli și înainte. Și nu trebuie să le repetăm, pentru că, practic, nu reușim să evoluăm. Trebuie să realizăm că lucrurile pe care noi le-am făcut greșit nu sunt bune de repetat. Trebuie să vedem, este mai plăcut atunci când știm că cineva a greșit, știm că acel lucru nu este bine și putem să facem într-un mod mai diferit. Și acum să vă prezint și al treilea moment. De ce zboară păsările? Păi așa au fost făcute. De ce răsare soarele? Pentru că așa trebuie. Tot de ce zboară păsările? Pentru că au puterea să zboare. Și soarele? Pentru că așa este făcut el să răsare. Dar tu nu mi-ai răspuns exact. De ce ai zburat? Auzi, dar tu nu mai ai treabă, nu vezi că eu am treabă aici? Și mai aveam întrebare, de ce răsar de la soare? Chiar nu înțelegi, chiar mă super de data asta. Chiar nu înțelegi că eu am treabă aici și tu te-ai pus să-mi întrebi niște lucruri foarte aiurea. Știi? Exact pe acela am putea să știu când erai mic. Mă întrebai, m-ai întrebat de 30 de ori. De exemplu, din jurnalul tău, m-ai întrebat de ce zboară păsările de 30 de ori. Și de 30 de ori nu ți-am răspuns la fel. Ați văzut ce înseamnă atunci când suntem părinți, când suntem copii, nu realizăm. Dar pe măsură ce creștem și vedem copiii noștri, trebuie să ne dăm seama că ei nu au nicio vină pentru faptul că noi suntem lipsiți de răbdare. Noi trebuie să fim cei care trebuie să fim răbdători, în așa fel încât să putem să le oferim și celor din jur afecțiune care este nevoie. Și în final, aș vrea să vă prezint și o mică poveste care să pună în evidență, de fapt, prima idee. Este o poveste a tatălui meu, în care el mi-a arătat cât înseamnă, de fapt, răbdarea. El este șofer profesionist și a fost la testul psihologic. Testul psihologic ce înseamnă? O testare scrisă sau verbală. Dar în cazul lui, ce s-a întâmplat? În cazul lui a fost la cabinet mai mulți șoferi. Și au început să... S-au așezat fiecare pe scaune lor. Și au așteptat. O oră. Două. Începeau să vorbească unii dintre ei. Ce se întâmplă? De ce nu ne bagă? Trei ore. Dar domnule, ce se întâmplă? Și bate și oricineva din noi? Patru ore. Și în final, după cinci ore, a ieșit psihologul și cei care vorbeau i-a numit pe fiecare și i-a chemat în cabinet. Restul i-a trimis acasă și a zis, liber, a liber.